tragedie marți dimineață în municipiul Petroșani. Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost găsit spânzurat de structura metalică a stației de microbus din zona Brădet. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului. Poliția municipiului Petroșani a fost sesizată cu privire la existența cadavrului tânărului respectiv în cursul acestei dimineți, în jurul orei 7. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a stabilit faptul că este vorba despre un tânăr de 23 de ani din municipiul Petroșani. Cadavrul tânărului a fost preluat de către medici legiști în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii decesului, însă din primele cercetări se pare că nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infracțiuni cu violență. Polițiștii fac cercetări cu privire la cauzele ce l-au determinat pe tânăr să recurgă la acest gest. Un angajat al complexului energetic Hunedoara a fost confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2. Este vorba despre un miner de la exploatarea minieră Lonea, care a fost confirmat pozitiv cu COVID-19 la sfârșitul săptămânii trecute. Pentru a evita ca virusul să se răspândească în rândul angajaților, conducerea complexului energetic Hunedoara a decis să izoleze alte 4 persoane. Am fost informat că rezultatele testului făcut de angajatul nostru au ieșit pozitive, astfel că am luat decizia ca cei 4 colegi care au fost contact cu el să intre în izolare pentru 14 zile. De fapt, această măsură am luat-o dinainte, cu încă 2 zile undeva, din joi, de când exista suspiciunea că acesta s-ar putea să fie pozitiv. Ne-am trimis de atunci colegii acasă și după care am așteptat și ancheta DSP-ului, care a confirmat că angajatul nostru este pozitiv și că contactul dumnealui trebuie să stea acasă pentru izolare timp de 14 zile. Deci în acest moment toți cei 4 sunt la domiciliu. Acesta este cel de-al doilea caz de infecție cu noul tip de coronavirus în rândul angajaților Complexului Energetic Hunedoara. În urmă cu câteva săptămâni, un angajat al minei Lupeni a fost infectat cu COVID-19, iar 10 persoane au fost izolate la domiciliu. Spre bucuria mea, în cazul celor de la Lupeni, absolut cei 10 contacti au... Pentru cei 10 contracti au trecut cele 14 zile de izolare, niciunul dintre ei n-a prezentat simptome, nu au fost infectat cu COVID, astfel că începând de ieri, toți au început serviciu. Așteptarea a luat sfârșit. Începând de marți, restaurantele și cafenelele se redeschid pentru clienți și în interior. Activitatea se va desfășura însă în condiții de siguranță. Comitetul Județean pentru Stații de Urgență a hotărât în data de 31, ca începând cu data de 1 septembrie, să deschidă restaurantele în condițiile de pandemie, în condițiile în care au fost stabilite măsuri stricte pentru deschidere, în sensul distanțării sociale și asigurării materialelor necesare pentru ca această activitate să se desfășoare în mod corespunzător. În acest sens, la această oră, la Comitetul Județean pentru Stații de Urgență au fost inventariate unitățile care urmează să se deschidă. Am elaborat un regulament sanitar care a fost transmis și urmează ca în perioada următoare să efectuăm controle privind modul la care se respectă condițiile de deschidere a restaurantelor și barurilor. Localurile din municipiul Petroșani sunt pregătite să-și primească clienții în condiții de siguranță. Pe perioada în care a fost sistată activitatea, unele unități au făcut chiar și îmbunătățiri în ceea ce înseamnă aspectul interior. După atâtea așteptări, începând cu ziua de astăzi, s-a deschis restaurantul în condiții de maximă siguranță pentru clienții noștri, pe care îi așteptăm cu drag, atât în interior, cât și pe terasele exterioare. Am așteptat de mult această decizie, redeschiderea restaurantelor, așa că am deschis și noi restaurantul nostru. Am luat toate măsurile necesare pentru ca clienții noștri să se simtă în cea mai mare siguranță. Totodată, începând de astăzi, ni se permite organizarea evenimentelor în limitat maxim 50 de persoane. Iar noi am pregătit cea de-a doua locație a noastră, sala de evenimente VIA, pentru astfel de evenimente.
După cele 6 luni trecute, astăzi am reușit să deschidem și interiorul, în care ne așteptăm clienții în condiții de maximă securitate. Am făcut distanțarea necesară, o masă da și una nu, exact cum zic cei de la DSP. Îi așteptăm și în terasa noastră pe clienți, la fel în condiții de maximă securitate. Totodată, prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, vor fi redeschise și sălile de cinema și teatrele, fără a depăși însă 50% din capacitatea maximă a spațiului. Prima zi calendaristică de toamnă vine cu noutăți la restaurantul de tip fast food Yummy. Pe lângă celebra pleșcăviță, pofticioșii vor putea gusta din noile sortimente de hamburgeri. Un produs nou, ideal pentru iubitorii grătarelor, este sandwichul cu mici. Nici vegetarienii nu au fost uitați, întrucât și pentru aceștia a fost introdus un produs special. Începând de astăzi, meniul Yummy devine unul mai diversificat, pe lângă celebra pleșcăviță, am introdus hamburgerii de vită, de porc, de pui. Avem de asemenea hot dog, hot dog-ul normal, hot dog-ul special, adică unul pe grătar, un hot dog american. Pentru vegetarieni am introdus de asemenea o baghetă vegetariană, iar un produs cu totul special, zic eu, pentru iubitorii de grătare, avem sandwich-ul cu mici. Toate produsele noastre sunt proaspete și sunt făcute pe loc. Noile produse pot fi găsite la Yummy, în centrul civic din Petroșani, lângă Casa Verde, deschis de luni până vineri, în intervalul 10-21, iar sâmbăta între orele 14-21.